Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Aprilie va fi o lună foarte emoțională pentru tine, o lună care te va face să experimentezi senzații noi. Jupiter în berbe continuă să-ți extindă domeniul de activitate. Îți oferă oportunității de a-ți exprima talentele sau cunoștințele. Dacă ai senzația că ești blocată într-un punct mort, Va trece, planeta norocului și bunăstării te invită, dacă îți dai acordul, să-ți schimbi situația sau unul dintre sectoarele vieții tale, pentru ca toate acestea să se întâmple în cele mai bune condiții posibile, va trebui să iei în considerare energiile destul de obscure care emană din zodia taurului. De la 1 aprilie până la 30 aprilie, va trebui să comunici în mare parte cu Mercur, din 22 aprilie, se îndreaptă în sens retrograd, ceea ce provoacă diverse întârzieri. În loc să strigi tare, profită de ocazie pentru a reflecta. Studiază cu atenție tot ce ți se oferă. Fii diplomată în comunicarea ta și vei ajunge la un acord. Este posibil ca majoritatea leilor să fie nevoiți să caute o nouă sursă de venit, deoarece fluxul financiar existent nu va mai putea satisface nevoile lor crescute. Dragoste din 12 aprilie, în timp ce Venus este în gemeni, dragostea ta capătă acea intensitate care o face foarte dulce. Ei bine, această dulce nu îngrașă. Pentru a menține această atmosferă idilică, temperează-ți dorința de a poseda. În doze mici, este chiar măgulitor, dar când apare fără motiv, efectul său devine sufocant. Sfat, ai grijă când vine vorba de încăpățânarea ta. Folosește-o cu înțelepciune și amintește-ți să faci o pauză atunci când este necesar. Aceste pauze te vor inspira să te gândești mai profund de la idei, atât ale tale, cât și ale celor din jurul tău. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!